Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Luca, ai simțit ieri cu tremurul? Nu l-ai simțit absolut deloc. Stai în București, n-aveai cum să-l simți, că nu s-a simțit. După cutremurul de ieri din Oltenia, trebuie să ne întrebăm dacă mai e vreun loc sigur în țara asta din punct de vedere seismologic. Toată lumea știe că în România cutremurile vin din Vrancea, dar uite că se mai întâmplă și prin alte locuri. Gorj, 5,2 grade ieri, cutremur de suprafață, așa cum a mai fost o serie de seisme semnificative în Galați, în urmă cu vreo 10 ani, când a fost avariată și centrala termică a orașului, sau în urmă cu 30 și ceva de ani în județul Arad, când am avut o serie de seisme destructive. La telefon este domnul profesor Petru Urdea, de la Catedra de Geografie a Universității de Vest Timișoara. Bună dimineața! Bună dimineața! Domnule profesor, cutremurul de ieri e un obișnuit pentru Oltenia? Oarecum putem spune da și nu. Și de ce? Pentru că în istoria cutremurilor din țara noastră există și zone care nu se încadrează în ceea ce știm aproape toți românii, zona Vrancea, ci sunt zone cu tremure cu caracter local. Uh-huh. Oltenia de Nord, și chiar ați invocat și Galați, dar situațiile sunt puțin diferite, are și ea niște elemente de discontinuitate a scoarței terestre, niște falii, niște rupturi, care permit celor două compartimente care sunt separate de această descunțate o anumită mișcare. Mișcare care permite acumularea de energie telurice în interior. În cazul Olteniei de Nord, nu trebuie să uităm, chiar a fost acest cutremur de ieri și replicile care au urmat, localizate undeva la nord 15 km cu aproximație 30 km maxim de Târgu Jiu. Unde suntem noi în zona Târgu Jiu? În zona în care area montană a Carpaților Meridionali se învecinează imediat cu subcarpații și mai apoi cu câmpia Olteni, nu? Așa. Dar acest contact structural, tectonic, e unul care este marcat de o falie majoră care separă partea sudică a țării noastre, Câmpia Română și o parte din Podișul Getic și zona deluioasă a Olteniei, se suprapune unei zone mai rigide și mai vechi, numită platforma Mersică. Așa. Care intră în contact cu o zonă mai complicată tectonic, zona Munților Carpați. O așa zisă zonă de orogen, care este cutată și care este oarecum puțin revărsată spre sud, peste marginea aceasta a platformei Miosice. Marginea nord-vestică a platformei Miosice, din zona orașului Turnul Severin, drobirea Turnul Severin, care știm cu toții, e în zona marginală a munților și a podișului Meedin. Și mai departe, zona Miroș Planina din Serbia. E, acolo este o falie majoră. Domnul profesor, se poate produce un cutremur mai puternic în zona respectivă? Până acum, acesta, deci din datele istorice, pentru că cea, da, vorbim de o statistică, știți? Până acum, acesta a fost cel mai puternic. Celelalte au fost în jur de 3,54 magnitudine. Pentru că vreau ca românii să înțeleagă un lucru. Nu putem să vorbim de intensitate și să dăm o valoare, de exemplu, intensitatea 5,2. E intensitatea pe scara Mercalli, care are 12 trepte și care exprimă intensitatea. Scara Richter este o scară de evaluare a magnitudinii, adică a cantității de energie care a fost eliberată în focar, în hipocentru cutremurului. Aici, în cazul acesta de Târgu Jiu, un cutremur superficial, 15 km, se aseamănă puțin cu cele din Banat, pentru că vrem să știm și acest lucru. A doua zonă seismică din România, după Vrancea, este Câmpia Banatului.
Chiar Timișoara este un epicentru care de-a lungul unor înregistrări istorice de sute de ani a apărut ca epicentru activ. Și care, așa cum ați spus, în 91 a fost guvit de două cutremuri care au lăsat urme în construcție și, bineînțeles, și câteva persoane rănite. Însă, în zona aceasta a Carpaților, există zone locale în care aceste fracturi, care nu sunt completamente inactive, generează cutremure. O altă zonă care creează oarecum emoții pentru cei care cunosc este zona așa zilor cutremure făgărășene. În nordul Muntenii, zona Câmpulung, spre Curtea de Argeș, e iarăși un sistem de falii care generează uneori aceste cutremure făgărășene. Dar ca să fim oarecum liniștiți în raport cu întrebarea dumneavoastră, trebuie să știm că tot ce se întâmplă în estul țării, în Moldova, în Dobrogea și în partea sudică, zona București, spre Craiova, ține de situația din Vrancea. Dar haideți să ne punem o întrebare. De ce, la o distanță liniară destul de scurtă, în jur de 100 km, de la Vrancea spre Transilvania, de exemplu, zona Brașovului, nu avem, deși suntem foarte aproape, nu avem aceeași magnitudine, aceeași intensitate? Pentru că structura aceasta a munților Carpați este o structură cutată și aceste cute amortizează undele seismice care se propagă, desigur, în toate direcțiile, dar ele se pot dirija pe acele linii de fractură, acele linii de slăbiciune a scoarței terestre, pentru că ne gândim așa, scoarța terestră e formată din blocuri mai mari sau mai mici. Domn profesor, un bloc. Ce vreau să vă... Da. Doar o singură întrebare voiam să vă mai pun. E vreo zonă din România sigură din punct de vedere seismic? E o zonă unde putem să liniștiți? Acum să vă spun ceva. Liniștea nu poate să fie dată doar de ideea, de gândul că sunt într-o zonă în care nu avem cutremure. Toată România e într-o zonă seismică. Ne-am liniștit. Dar întrebarea este, clădirile sunt capabile să reziste unui cutremur de o anumită intensitate, de o anumită magnitudine? Mulțumim tare mult, a fost în direct cu noi prin telefon domnul profesor Petru Urdea de la Catedra de Geografie a Universității de Vest Timișoara. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.